Așa arată un act de origine, original, ca să zic așa, prima pagină sau prima față în care se face identificarea câinelui cu serie, cu afiliere la Asociația Câinologică Română și la Federația Câinologică Internațională. Aici se trec testele de sănătate și brevetele de muncă ale câinelui. Cum se diferențiază față de unul fals? În primul rând, această sigla imprimată pe acest pedigre. Seria... Nu se poate reproduce? Seria unică a câinelui de rasă se poate verifica la Asociația Chinologică din România prin e-mail sau telefon. Traficul de câini din rase comune și cu pedigri false este un fenomen întâlnit mai ales în Europa de Est. În România sunt câțiva zeci de crescători neautorizați care păcălesc foarte ușor cumpărătorii. Autoritățile ridică din numeri. Poliția animalelor a fost înființată la noi în țară abia de curând. Totuși, la comanda procurorilor italieni, s-a descoperit zilele trecute o afacere ilegală cu așa ziși buldogi francezi în municipiul Dej. Au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară emise de către judecătoria Dej. Fost identificate 24 de exemplare canine, microcipuri, carnete de sănătate și pașapoarte pentru animale, dar și medicamente de uz veterinar. În primul rând, acești crescători nu respectă niciun regulament al Asociației Chinologice și nu fac parte din ea. Pentru că împerechează câinii la întâmplare, aceștia se nasc cu defecte genetice. Acea culoare a buldogului francez din imagine nu este o culoare omologată de standardul rasei. Este o culoare merlet, este un defect genetic. În mod normal, regulamentul Asociației Câinologice Române permite reproducția unui câine după vârsta de 14 luni până la vârsta de 8 ani și nu ai voie să faci mai mult de 3 monte în 2 ani. Ei înmulțesc femeia odată la 6 luni. Afacerea cu câini devine astfel profitabilă. O femelă face 10 pui pe an, care se vând cu 2000 de euro bucata. Un buldog francez original de culoare beige poate costa chiar cu 600 de euro mai puțin. Problemele apar odată cu creșterea lui. Dacă un proprietar, o persoană își dorește într-adevăr un câine de rasă pură, trebuie să se documenteze, să meargă la o canisă autorizată. Rețelele de socializare sunt locul unde crescătorii de câini își fac reclamă chiar cu poze furate și astfel vând puii nevaccinați și nedeparazitați de cele mai multe ori.